Am o întrebare. Ce caută o scenă ca cea descrisă în numeri 31 în Biblie? Despre ce e vorba în numeri 31? Evreii sunt oaspeții madianiților, care îi primesc cu brațele deschise. Nu uitați, este tribul care l-a găzduit pe Moise, este tribul soției lui Moise și al lui Ietro, socrul lui Moise, care l-au protejat și sunt foarte prietenoși față de Israel. Madianiții îi invită la o sărbare. Cum era această sărbare? Acum avem destule informații în arheologia cananită ca să știm că, în general, acele idei că erau niște orgii sexuale și uneori cu jertfe de copii sunt simple mituri. Asemenea, lucruri se întâmplau, bineînțeles că se întâmplau și în Israel, s-a întâmplat la Gibea, de exemplu, dar erau excepții și în niciun caz nu erau încurajate de comunitate. Mai degrabă am putea spune, folosind o comparație modernă, că, așa cum, de exemplu, creștinii conservatori se uită la un concert de heavy metal ca fiind ceva satanic. La fel, evrei se uitau la o cultură diferită ca fiind ceva foarte, foarte rău. Dar cert este că în această situație descrisă aici, evrei participă, sunt invitați la o sărbare, după care sunt pedepsiți puternic de Dumnezeu și se descoperă că, sau mă rog, Dumnezeu le spune că vinovate sunt femeile madianite, și madianiții, fiindcă i-a invitat la sărbare. Așadar, Dumnezeu le dă poruncă să meargă să-i omoare pe toți madianiții și evreii merg la porunca lui Moise, se organizează și îi omoară pe toți madianiții, le ar cetățile și le jefuiesc tot ce au, fură tot ce au de la ei. Inclusiv femeile pe care le iau ca prizoniere de război. Aici vine partea interesantă, Moise mustră că au păstrat viață femeile, cere să fie omorâte toate femeile și toți copiii de parte bărbătească, să fie păstrate fetițele, citesc, pentru voi. Bun. Explicația pe care o de cele mai multe ori este aceea că madianiți erau foarte contaminați genetic și de aceea trebuiau exterminați cu totul. Problema este că mai târziu, în cartea judecătorilor, madianiți reapar și se pare că nu fuseră exterminați. Și continuă să existe după aceea în istorie, în istoria biblică, în primul rând. Dar, pe de altă parte, dacă păstrezi fetițele, cum exterminezi? Cum exterminezi ADN-ul unui popor dacă păstrezi fetițele? N-ai cum. Dar trecem peste aspectul acesta. Aspectul cel mai groaznic, mi se pare că începe la versetul 32, în care începe statistica. Și ce spunea Stalin, că moartea unui om e o tragedie, moartea unui milion e o statistică. Da? De aici începe statistica, anume, vă citesc cifrele, 675.000 de oi, 72.000 de boi, 71.000 de măgar, 32.000 de fetițe, femei care nu cunoscuseră bărbatul, după aceea de jumătatea care alcătuia partea celor care se duseseră la oaste a fost de 337.500 de oi, din care 675 au fost luate ca dare Domnului, 36.000 de boi, din care 72 luați ca dare Domnului, 30.000 de sute, 500 de măgari, din care 61 luați ca dare Domnului, și 16.000 de inși, adică de fetițe și fete, din care 32 luați ca tare Domnului. Domnul lua și el fetițe. Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum îi poruncise Domnul. Deci aceste fetițe luate de Domnul au intrat în haremul preotului Eleazar. Jumătatea cuvintei copilului Israel, pe care a spus-o Moise, a bărbaților care mergeau la oaste, era, începem de aici, vedem 337.000 de 500 de oi, 36.000 de boi, 30.500 de măgari și 16.000 de fetițe. Din această jumătate care se cuvenea copilului Israel, Moise a luat unul din 50, atât din oameni cât și din dobitoace și la leviților care păzesc cordul Domnului după cum le poruncise Domnul. Cui poruncise Domnul? Cred că oamenii s-au așezat aici între animale. Alt aspect este că în secolul 20, de exemplu, când citesc lagărele de concentrare, aspectul cel mai grotesc este aspectul statistic. Când te uiți la un tabel și fiecare cifră este un om, e o tragedie, e o viață.
Și faptul că este redusă la un formular completat de un birocrat undeva într-un birou, este aspectul cel mai monstruos, de fapt, al secolului 20. Bun. Dacă discuți cu cineva, ți se spune că secolul 20 a ajuns la asemenea lucruri monstruoase din cauza că s-a depărtat de Dumnezeu și n-a citit Biblia. Un aspect și mai interesant este că dacă discuți cu un fundamentalist, întrebi un pastor fundamentalist, și dacă cumva îți exprim o indignare morală față de această istorie, și trebuie să spun că din nefericire nu este câtuși de puțin singur, unică în Biblie, asemenea istorie există și sunt prezentate în același limbaj, lipsit de emoție, de același, îi apare aceeași dezumanizare adversarului, ți se va răspunde că ești un relativist moral. Deci dacă vezi ceva rău în acest război, ești un relativist moral. De ce? Pentru că l-a poruncit Dumnezeu. Deci Hitler e justificat, Rwanda a fost justificată, Cambodgia a fost justificată, Gulagul a fost justificat. Nu, acolo e altă problemă. Fiindcă acolo a poruncit Dumnezeu, este pentru poporul, este curățirea țării. Deci curățirea etnică este bună? Nu este bună, pentru că nu este vorba de poporul lui Dumnezeu, da? Nu e vorba de Canaan, însă în situația Canaanului este bună. Și dacă spui că tu vezi acolo o crimă împotriva omenirii, ți se spune tu ești un relativist moral. Pentru că relativizezi autoritatea morală a lui Dumnezeu. Dacă un om secular folosește cuvântul relativism moral, se referă la cineva care face rabat de la bine din cauza circumstanțelor. Pentru fundamentalist, relativism moral, relativism moral, însemnează că cineva face ceea ce este bine împotriva a ceea ce găsește el că e porunca lui Dumnezeu în Biblie. Așadar, întrebarea este, care este explicația pentru aceste scene în Biblie? Pentru că aș vrea să vă spun un lucru. Eu nu contest faptul că în legea lui Moise, mă rog, Numeri face parte din cele 5 cărți ale legii, există lucruri foarte bune. Și nu contest faptul că, în general, scopul Bibliei este să ne ofere o concepție morală superioară. Dar întrebarea este, totuși, ce caută asemenea scene într-o carte care are ca scop să ne înalțe din punct de vedere moral? Răspunsul cred că îl găsim în Numeri, capitolul 31, între versetele 19 și 24, și o să citesc tot pasajul. Iar voi tăbărâți 7 zile afară din tabără, toți aceia dintre voi care ați ucis pe cineva, toți cei ce s-au atins de vreun mort, să se curețe a treia și a șaptea zi, ei și cei prinși de război, și sunt mai date mai jos niște ritualuri de curățire, să vă spălați hainele în ziua a șaptea și veți fi curați. Apoi veți putea intra în tabără. Bun. Deci, de ce este acest pasaj, explicația pentru această scenă grotească? Imaginați-vă doar un singur aspect, dacă vreți, da? Deci, bărbații aceștia, acești soldați brutali, cu mâinile pline de sânge, trebuie să decidă care dintre femei sunt femei virgine și care nu sunt virgine. Și iarăși vine comparația cu la de concentrare, nu-i așa? Da. Cum au decis ei care sunt virgine, care nu sunt virgine? Bineînțeles că oamenii trebuie să se curățească după treaba asta, nu-i așa? Bun. Întrebarea, deci, care am pus-o, ce rol au asemenea scene grotești în Biblie, are răspunsul că asemenea scene au ca scop să ne ofere baza pentru acele ritualuri de curățire, acea morală ceremonială, din care versetele 19 la 24 sunt doar un exemplu. Și aș vrea să mă refer aici la o carte care mi se pare că ne oferă o explicație foarte bună cu privire la ce s-a întâmplat, cu privire la motivul pentru care asemenea scene sunt scrise în Biblie. Și aș vrea să spun că întrebarea corectă aici nu este cum poate Dumnezeu porunci așa ceva. Pentru că eu sunt convins că Dumnezeu niciodată n-a poruncit așa ceva. Întrebarea corectă este de ce un asemenea text este inclus într-o carte care are ca scop foarte superioritatea morală a poporului evreu și soarte chiar și lumii.
Este o carte care răspunde la această întrebare și cartea este scrisă de un evreu, Sigmund Freud. Se numește Moise și monoteismul. Și despre ce este vorba în Moise și monoteismul? Sigmund Freud, mai întâi trebuie să privim puțin la concepția lui despre psihicul uman. Și o voi reda în cuvinte foarte simple. Cât se poate de simple? Bun. Eul nostru conștient este vârful ghețarului. De desubt e o lume de instincte, unele compatibile cu așteptările societății, dar cele mai multe sunt bestiale, sunt antisociale, sunt rele. De ce? Pentru că Freud știe ceea ce orice om educat știe în timpul nostru, că omul a evoluat din lumea animală și în creierul lui s-au păstrat acele instincte care sunt bune pentru supraviețuirea în junglă, în savana, în tundră, în peșteră, unde vreți dumneavoastră. E bine, societatea condamnă aceste tendințe și pe bună dreptate și noi suntem ființe inteligente care avem un cod moral universal și nu ne conducem după legea junglei. Însă, de aici începe problema. Acest cod moral este prezentat de mici copii prin autoritatea părintească, prin religie, prin diverse ore de dirigenție ale societății, este interiorizat și devine parte din inconștientul nostru. Alături de acea lume de instincte, acest cod moral devine parte din inconștientul nostru și Freud îl numește supra-eu. Supra-eul face parte din inconștient. Aici este problema. Supra-eul ne mustră, nu atunci când facem ceva rău, când încălcăm una de aceste reguli. Nu doar atunci, da? Noi știm că ceva este rău și nu-l facem și e bine că se aprinde acolo un beculeț în conștiința noastră. Din nefericire, beculețul se aprinde și cu privire la ceea ce, pentru că euul este o unitate și supraeul și lumea aceea de instincte fac parte din euul nostru, acel beculeț se aprinde și la acele instincte și dorințe care vin din natura noastră evoluată din primate și așa mai departe, pe reptile și tot lanțul evoluției. Și problema este cu acest beculeț care se aprinde. Este că nu se aprinde, repet, atunci când facem răul, ci se aprinde pentru ceea ce suntem. Și de cauza asta, spune Freud, avem o tendință de a reprima asemenea dorințe. Bun, Freud nu ne recomandă să le practicăm. Dar reprimarea însemnează faptul că nu vrem să recunoaștem că ele există. Și asta duce la diverse situații pe care Freud le-a examinat clinic. Trec peste aceasta. Este, cred, cunoscut de oricine și puteți citi pe Wikipedia. Mai că pe Freud l-au interesat și alte aspecte. Ce face omul în fața acestei tensiuni? Deci este un conflict permanent între supra-eu și lumea instinctelor, care practic fragmentează euul nostru. De asemenea, este un conflict permanent între eu și lumea din afară, care aș creează o tensiune. Așa că euul nostru este într-o permanentă tensiune. Freud consideră că tensiunea este sănătoasă, că trebuie să trăim cu ea. În niciun caz nu ne spune că trebuie să practicăm toate acele instincte sau fantezii care ne vin. Asta este o interpretare cu total eronată al Freud. Ne spune că trebuie să acceptăm să trăim cu aceste tensiuni. Însă, problema este că oamenii nu suportă tensiunea existenței și atunci încearcă să anestezieze supraeul. Și cum îl anestezează? Cu alcool, cu droguri, cu, mă rog, diverse forme de anestezie, de diverse narcotice chimice sau culturale, printre alte, prin religie. Cum anestezează religia vinovăția pe care o avem, nu pentru ceea ce facem, ci pentru ceea ce suntem? Printre altele, spune Freud, prin anumite ritualuri pe care le facem în mod obsesiv. Ca să arătăm acelui for din mintea noastră supraeul că noi ascultăm, suntem buni, suntem ființe morale și nu suntem cei care îl simte supraeul care exista în inconștientul nostru, în acea lume de instincte bestiale. Însă, Freud, trăind în secolul 20, uitându-se în jur,
vede niște lucruri foarte urâte întâmplându-se. Și spune că mai există o altă formă a omului de a scăpa de supraeul său. Aceasta este analizată în cărți ca Totem și Tabu, sau Eul în masă, și aceste cărți stau la baza lui Moise și monoteismul. Ce observă Freud? Că omul, ca să scape de această tensiune a existenței, preferă să substituie supraeului său un anumit lider harismatic într-o masă de oameni. Și el renunță la orice responsabilitate morală, abandonând individualitatea și puterea lui de decizie în mâinile unui lider harismatic. Îl cheamă Hitler, îl cheamă Mao Zedong, spuneți-i cum vreți, da? Dar cert este că acest lider harismatic se substituie supraeului și îl devine autoritatea morală supremă. Însă, pentru că acest lider harismatic să se poată substitui supraeului, să poată deveni autoritatea morală supremă, este nevoie ca el să fie în același timp foarte, foarte riguros, să ceară supunere totală și foarte permisiv. Această permisivitate însă este doar episodică. Adică, și faci parte dintr-o mișcare de masă, da? O mișcare de masă condusă de un lider harismatic, așa cum a fost multe în secolul 20, sunt multe în secolul 21. Sunt de stânga sau sunt de dreapta? Sunt religioase sau sunt nereligioase? Nu contează acest lucru. Nu mai ești un individ. Ești parte dintr-o masă de oameni. Și această masă se supune unui lider și unei cauze înalte. Și atunci când ai aderat la această cauză și ai renunțat la responsabilitatea ta morală printr-o supunere totală față de un cod de comportament, față de o anumită mișcare de masă și față de un lider, bineînțeles, un lider harismatic, în momentul acesta nu mai există problema conștiinței morale. Și liderul harismatic sau mișcarea de masă sau codul moral îți dă uneori voie, dar nu foarte des, însă uneori trebuie să dea voie, să îți desfășori cele mai bestiale instincte de violență și sexualitate, mai ales într-un cadru de masă. Și între cele două este o relație organică. Adică, așa cum am văzut în numărul 31, între curățirea evreilor și această explozie de bestialitate umană, care se descrisă atât de rece în Biblie, există o interdependență. Pentru că, observați că ritualul de curățire i-a făcut să fie curați și poți să doarmă cu conștiința curată. Adică cauza, mă rog, și toate acele ritualuri, care sunt orice altfel de grup, și autoritatea liderului te absolvă. Și absolvindu-te, acel inconștient al tău care nu acceptă răspunsul nu, acele dorințe care nu negociază, vor să fie satisfăcute, sunt satisfăcute fără să ai probleme de conștiință. Pentru că, așa cum am văzut în numele 31, există după aceea curățirea și te-ai curățit, ești ok. Bun. Ce putem spune despre cartea Moise și monoteismul? Sigmund Freud aplică aceste descoperiri antropologice la istoria poporului evreu, din care el însuși face parte. Și Freud se întreabă ce este cu această obsesie a ritualului și a diferitelor formalități bazate pe cuvânt. Circumcizie, să nu-ți las corțurile bărbii, o anumit mod de îmbrăcăminte, ritualul, ascultarea strictă de litera a legii, cele mai multe lucruri fiind foarte absurde, de ce le fac oamenii? Și Freud răspunde, mă rog, el încearcă să înțeleagă istoria lui Moise și, în opinia mea, o înțelege destul de bine. Adică Freud susține, plecând de la numele leviților, de exemplu, și de la numele lui Moise, dar mai ales plecând de la Cronica lui Maneto din secolul III înainte de Hristos, Maneto fiind un preot egiptean, căruia împăratul Ptolemeu i-a cerut o cronică a istoriei Egiptului. Și acolo se vorbește despre Moise. Ne spune Apion, un alt egiptean, un sofist și gramatic filolog, mă rog, egiptean elenizat din Roma, ne spune, de la el cunoaștem această cronică și, mă rog, din controversa lui Iosef Flavius,
Înseamnă că Moise a fost de fapt egiptean și leviții au fost de fapt egipteni, au fost un fel de SS al lui Moise și că Moise a fost un fel de Hitler. Adică ce a făcut Moise? A oferit unui grup de oameni, de robi, de imigranți, de leproși, de oameni pleava societății, le-a oferit o cauză, o coeziune și bineînțeles că ar trebui să le oferă o lege foarte strictă, cu norme de higienă. Mulți dintre ei suferau diverse boli de piele, aveau germeni infecțioși, ne spune Maneto și Apion la rândul lui. Ia un fel de carantină în pustie, reguli foarte stricte, dar în același timp s-a substituit conștiințelor morale. Și individul, sub lege, sub legea mozaică, nu trebuie să se mai frământe cu ceea ce Frey numește acea permanentă înțepătură asupra eului, care tot timpul te bicește, fiindcă sau bicește maimuța din tine tot timpul, da? Bun, maimuța din tine trebuie ținută sub control, trebuie ținută în cușcă, să recunosc. Dar aici, când maimuța te bicește pe tine și te bicește pentru că ai o parte de maimuță în tine. Omul scapă de această tensiune, de această bicire, printr-o supunere absolută la litera legii și la autoritatea lui Moise. Și Moise le dă și ocazia uneori ca să dea drumul maimuței din cușcă, să se desfășoare, da? Să dea drumul crocodilului din grădina zoologică, să dea drumul lupului, adică le oferă asemenea momente de bestialitate. Omorârea cu pietre, măcinirea cananiților, sclavie sexuală, există destul de permisivitate sexuală, bine regulată de lege, cu condiția unei supuneri absolute față de lege. Acum urmează un aspect speculativ al lui Freud. El susține, deci în principal aș vrea să spun că ceea ce spune Maneto și repetă Apion la Roma în secolul 1 după Hristos, și Freud susține la rândul lui acest lucru, este, se pare, confirmat de egiptologia modernă, mă refer în special la Ian Asmar, care este cel mai renumit egiptolog modern și recunoaște că toate acele detalii din cronica lui Maneto sunt confirmate de arheologie. Deci se pare că lucrurile stau așa. Dar trec peste aceasta. Aspectul speculativ este acela că evreii l-ar fi omorât pe Moise, pe la urmă, fiindcă n-a mai suportat, dar după aceea au avut un sentiment de vinovăție. Și au devenit foarte minuțioși în toate ritualurile, foarte credincioși în toate acele ritualuri pe care le-a dat Moise, din cauza acestui sentiment de vinovăție. Freud, care este evreu, se întreabă de ce avem noi, evrei, anumite particularități psihice, zice el, și ca psihanalist el consideră că există o memorie a inconștientului colectiv și este o vinovăție a unei traume, uciderea lui Moise, mă rog, poate să pară speculativ, probabil că este speculativ. Dar găsesc aici o paralelă foarte interesantă. Luați, de exemplu, acele ritualuri neonaziste, pe care le-au tocmai grupurile cele mai naționaliste în acele țări care l-au omorât pe Hitler. Adică mă refer la Statele Unite și la Rusia și Anglia. Și dacă vezi chiar și la Polonia. Mă rog, ei nu au avut o contribuție la omorârea lui Hitler, dar l-au omorât pe Hitler de moarte. Și interesant că tocmai în aceste grupări naționaliste, pentru că al doilea război mondial este privit de aceste grupări printr-o prismă foarte naționalistă și sunt foarte mândri de contribuția la omorârea lui Hitler, în același timp, aceste grupări care sunt cele mai naționaliste practică în mod frecvent ritualuri naziste, fără să fie nu sunt naziști. Nu trebuie. Cuvântul nazist este pe undeva destul de greșit folosit, pentru că nu sunt naziști. Sunt o farsă de nazism, acești skinheads. Dar un lucru care îi unește, fie că este vorba de Rusia sau de Statele Unite sau Anglia sau Polonia, mă refer doar la aceste patru țări, nu că n-ar fi și altele, este acea pasiune pentru ritualul și simbolul nazist, pentru saltul nazist, pentru svastică, pentru anumite sloganuri. De ce? Se pare că cea mai bună explicație aici este că, așa cum Freud spune că evreii se simt mustați de conștiință că l-au omorât pe Moise, se simt vinovați că l-au omorât pe Moise, se pare că oamenii aceștia se simt vinovați că l-au omorât pe Hitler. Și, într-un anumit fel, caută să reînvie acest lucru. Însă, nu aceasta este întrebarea de la care am plecat. Cum se explică numărul 31? Și aș vrea să spun că explicația lui Freud
face sens dacă mă uit puțin în jur și la alte aspecte. În sensul că, luați de exemplu ISIS, Boko Haram, luați, ca să rămân deocamdată lumea islamului, luați acel șofer de taxi musulman care săptămâna trecută l-a atacat cu ranga pe un client pentru că a spus că e ateu. Într-o discuție au discutat pe... Era șofer de Uber, au discutat pe drum despre religie, omul a spus că e musulman, l-a zis, eu sunt ateu, nu știu ce. Crea și de mașină, omul a pus mâna pe levier și a început să-i dea în cap, la umplut de sânge, are traume la cap, hemoragie cerebrală, deci probabil că omul va plăti toată viața, pentru că a spus acestui musulman că e ateu. Luați însă, hai să trecem în lumea creștină, luați cazul celui care tot săptămâna trecută, sâmbătă, a intrat într-o sinagogă în Pittsburgh, Pennsylvania, și au împușcat 11 evrei și au omorât 11 evrei și pe alții i-a împușcat. De ce? Pentru o cauză înaltă. El nu spune că iubește pe evrei. El vrea să apere frontiera de la sud și pentru asta intră într-o sinagogă să-i împuște pe evrei. Luați cazul celui care a trimis o bombă lui Soros, care rădăcina tuturor relelor, în opinia unora, toate problemele lumii se reduc la Soros și la mai mulți lideri democrați din Statele Unite. Toți aceștia, de fapt, ce fac? Este tocmai această eliberare a bestialității în contextul unei supuneri totale față de o anumită ideologie de masă. Și în ultima instanță, în opinia lor, cel puțin, pe cei supunea față unui lider carismatic. Las un alt exemplu, să zic, pedofilia și abuzul sexual de minori, în diverse cercuri creștine. Și e făcută de cei mai conservatori. Cum se întâmplă toate aceste lucruri? Este numărul 31. Numărul 31 este o perfectă explicație, pentru că ne arată relația între ritual și supunerea totală la cuvântul Domnului, Domnul a poruncit, și după aceea faci ritualul și le cureți, și în același timp ceea ce au făcut acești evrei. Nu a fost, hai că suntem oameni realiști, nu a fost oarecum, oh, mi-e atât de greu să fac aceasta, dar trebuie să o fac, fiindcă îmi poruncește Dumnezeu și este necesitate, trebuie să o fac. Nu. A fost o explozie de pasiune bestială în ceea ce au făcut. Și acele fetițe pe care le-au luat, nu le-au luat ca să le reeduce, să salveze o parte pentru Domnul, vai să le reeducăm, să le creștem, să spună poezii și să cânte Domnului. Așa putea să oprească și băieții. A fost dintr-o pasiune cât se poate de josnică și animală și criminală și inumană. Ei o fată care i-au murit părinții în fața ei și o folosesc sexual. Este ceva ce, aș vrea să spun că pe oricine îl va revolta, în afară de un creștin fundamentalist. Și tocmai asta este problema. Un creștin fundamentalist nu-l revoltă. Pentru că la el conștiința morală este substituită cu o autoritate supremă, care în cazul ăsta este Dumnezeu. Și binele și răul nu există decât ca autoritate supremă a lui Dumnezeu. Nu există dileme morale, există doar cuvântul scris. Și atâta vreme cât el respectă litera, are licență să facă unele lucruri pe care ceilalți oameni nu le-ar face. Adică să lase cea mai bestială parte a naturii umane, care toți o avem, trebuie să recunoaștem, da? O lasă să izbucnească, o lasă liberă în anumite situații. Și este, cum spunea Slavoj Žižek, referindu-se la ringul de pedofilie, de prostituție pedofilă din Rotherham, Anglia, și în același timp comparând cu ce se întâmplă Biserica Catolică, zice, aceste ritualuri, de fapt, sunt niște ritualuri care sunt esențiale pentru supraviețuirea întregului sistem religios. Adică exact ceea ce spunea Freud în Totem și Tabu și Euul în masă și Moise și monoteismul. Și problema aici este a unui individ care renunță la conștiința lui morală și nu mai are dileme, nu mai are întrebări și se supune unei autorități supreme. Și astfel de individ vă va spune că sunteți relativiști morali, pentru că nu ați abandonat conștiința noastră morală individuală, să vă supuneți unei autorități absolute. Asta este problema. De nefericire, așa cum ne-a arătat Sigmund Freud,
De nefericire, asemenea istorie, ca cea din numărul 31 se repetă. În același veșmânt al autorității divine. Sau dacă nu al autorității divine, al naționalismului, al patriotismului, al autorității unui lider harismatic, al unui mișcări de masă, poate fi de stânga, mă rog, lupta împotriva rasismului, pentru care spargi vitrine, de exemplu, sau Antifa, ca să iau alte exemple. Întotdeauna este o licență dată bestiei din noi în numele unor idealuri foarte înalte, a unei moralități absolute. Și aceasta este problema noastră. Ca tare, Biblia, ce caută asemenea scene în Biblie? E bine că asemenea scene sunt în Biblie. Și de ce? Pentru că ne arată că acel ideal pe care și-l fac mulți creștini conservatori, pe baza Vechiului Testament, al unui cod strict, literal de lege, revelat de Dumnezeu și a unei supuneri totale, nu duce la altceva decât la monstruozitate, bestialitate, inumanitate, violență, bestialitate sexuală, cruzime față de aproapele. Să stăm departe de asemenea lucruri. La revedere!